Hei, salutare! Astăzi despre adolescență, despre îndepărtarea pentru a se desprinde, pentru a avea un corp al său. Tânărul, de aproximativ 12-13 ani, respinge uneori autoritatea, puterea, decide că nu mai dorește să se supună părintelui. Prin urmare, pune sub semnul întrebării lumea copilăriei, într-o manieră uneori pasivă, alteori mai activ sau mascat. De fapt, încearcă să-și ia zborul, încearcă să se maturizeze, să se emancipeze, iar această perioadă a schimbării sună cumva trezirea, să spunem, ce înseamnă acest lucru și cum se face această trezire, se face pe măsura a ceea ce s-a întâmplat în mica copilărie și modul în care copilul a fost crescut în mica copilărie. Totul seamănă cu o experiență de la ora de chimie. Suntem într-un laborator la ora de chimie, da? Și de fapt se transformă din starea de copil, se duce spre starea de adult și încearcă să se delimiteze sau să se desprindă de mediul familiei. Practic, aș mai face o asociere plastică, adolescentul este în șantier. Ce înseamnă acest lucru? Se apucă să lucreze la propria lui persoană. Sigur că trebuie să fim foarte atenți ca părinți și să nu confundăm, să spunem, pun în ghilimele, criza adolescenței, care cumva este firească, acea rebeliune, acele revolte, da? Deci schimbarea ce seamănă uneori cu revoltele pasive, non-maladive, și să nu confundăm cu patologiile grave, pentru că patologiile grave se exprimă prin numeroase simptome, sunt, să spunem, gălăgioase, da? Se repetă, durează, persistă și marchează viața tânărului și a familiei. Tânărul, desigur, a crescut într-un mediu, da? Nu trăiește așa ca un electron liber, ci într-un grup. Grupul este familia, în care sănătatea psihică a familiei reprezintă practic mediul în care s-a format, mediul de cultură în care el a crescut. Sigur că aceste schimbări trebuie luate în considerare de părinți, de familie, pentru că cumva, cred că i-ați și simțit, sunt ambivalenți și adolescența este acea punte dintre copilărie și maturitate și pot să aibă acele momente în care parcă acum este copil și parcă acum nu mai dorește să fie copil, dorește să fie lăsat în pace, că el se descurcă și vrea să se emancipeze, să se maturizeze. Practic așa este adolescența. Să zicem un paradox, vrea și alb, dar în același timp vrea și opusul lui.